Bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena. O ediție pe atât de plăcută mă îmbogățește foarte mult vederea și invitata de astăzi, pentru că este vorba de Veronica Balaj. Este jurnalist și scriitoare, ca să putem să spunem, membru al Uniunii Scriitorilor din România, pentru că scrie și versuri, scrie și proză, dar cel mai mult și ce ne leagă și avem numitor comun, chiar vorbeam înainte de a intra în emisie, munca de jurnalist. Mulțumesc tare mult pentru acceptarea, bun venit la Cube. Și eu bine v-am regăsit, este o bucurie foarte mare, bucurie de iunie să o numim, că e început de iunie și chiar mă onorează. Eu vă urmăresc, vă cunosc de mai multă vreme activitatea de la Cube Arena și vreau să vă spun că, după părerea mea de jurnalist, sunteți în top. Așa că mă onorează invitația. Mulțumesc tare mult pentru aceste aprecieri. De obicei eu le fac în rândul pentru invitații mei, pentru că și eu la rândul meu sunt onorată de prezența fiecăruia în parte și de fiecare dată eu plec mai bogată din fiecare emisiune Cube Arena. De fiecare dată îmi îmbogățesc și sufletul și mintea și cu fiecare invitat simt că ceva are rost. Și ce mi-a plăcut, în afară de profesionalismul care se poate deduce de la primele clipe, este faptul că aveți un standard. Deci subiecte alese cu foarte mare atenție, persoane care au ceva de spus și pare totdeauna că timpul a trecut prea repede și că aș fi vrut să mai aud. Eu cred ceva. Că fiecare om are ceva de spus și asta încercăm să surprindem. Că de asta sunteți și aici, acum. Pe lângă faptul că sunteți un jurnalist care și un dibaci mânuitor al vorbelor, activitatea dumneavoastră de 10 de ani de radio are un cuvânt de spus. Asta v-a însoțit o viață, dar și partea de creație. Da, aș putea să spun, fără laudă și în fază, dar e un adevăr că e muncă. Aș putea să spun că am două profesii. Asta e adevărul. De când se îmbină cele două? De când a fost descoperit? Da, s-au îmbinat mai târziu puțin. Prima dată a fost radioul. Radioul pentru că așa s-a întâmplat să fie în favoarea mea conjunctura. Când am terminat facultatea, erau niște opțiuni de ales, de alegere. Trebuie să spunem că facultatea de filologie. De filologie, da. Și între opțiuni era presa, normal că am ales presa, sau un liceu, să zicem, de undeva. Așa că am pășit în presă și s-a întâmplat să am acest noroc să fie radioul. Cred că nici n-aș fi vrut altceva mai bun, mai frumos, mai captivant, mai pasional pentru mine, care aș zice că sunt o structură care doresc comunicarea. Și atunci o asemenea profesie care presupune comunicare și mai ales verbală s-a potrivit extraordinar. Există un dicton american, ei nu bat înțelepciunea lumii, dar asta se potrivește. Dacă reușești în viață să faci ceea ce îți place, nici nu trebuie să mai muncești. Deci nu simți o corvoadă. Pentru mine munca a fost totdeauna o bucurie. Mereu m-am întâlnit cu oameni excepționali, cu oameni speciali. Așa cum ai zis, mereu am avut senzația că am învățat ceva, am mai câștigat ceva, un plus. Așa da. Că asta e meseria de jurnalist. Și mai târziu a venit scrisul, pentru că eu am început cu colaborări la revista Orizont cu reportaje literare. Asta spuneam. Da. Jurnalismul a fost de la început îndreptat spre zona de cultură sau a fost acel totdeauna al spre reporterului cultura. Care no, a trecut no, prin... No. Îl rugam pe fostul director de la radio să mă mute de prima dată mergi la știri, nu-i așa? Asta zic, da, la actualități. Fost știrile. Am făcut știrile și mereu îi spuneam în glumă, dar era adevăr mult în gluma asta, domnul director, le fac în versuri, numai vă rog frumos, mutați-mă de la această secție. Dar acolo
mă rog, se ajunge mai greu, trebuie experiență, nu intri la cultural așa, chiar una, două. Și am făcut, cred că vreo 2 ani și ceva, colaborări la revista Orizont, la secția de reportaj, deci aveam o pagină de reportaj literar. Ei îmi dădeau o temă și eu îl literaturizam. Până la urmă, unul din colegi mi-a spus, lasă-te de reportaje, că astea sunt proză scurtă. Treci la proză. Și îi mulțumesc în gând adesea regretatului, chiar regretatului dramaturg, sculptor și scriitor, Aurel Ardeleanu, care s-a dus din cauza, mă rog, nenorocite de pandemie. El este cel care, el lucra pe textul său literar foarte mult. Era foarte atent, foarte meticulos. Exigent, revenea, îi vedeam paginile uneori de muncă și parcă m-a speriat și am zis, Doamne, dacă trebuie să muncesc să revin și eu de atâtea ori pe o pagină, dar hai să încerc. Și așa a fost. Cum a fost presa la început? Atunci când păi era vorba de anii 83. Cum a fost atunci? Cum era? Era foarte strict la radio. Nu știu cum era în alte părți. Deci la radio, în buletinul de știri, erau absolut niște grupaje obligatorii, se știe, cele politice, fi, da. Așa. Și odată, de exemplu, ca să nu intru în detalii care erau grupajele, că se înțelege, era politică, agricultură, erau actualități de economia, la o zi, economie, chestii de astea. La un moment dat, la un buletin de știri, eu am găsit într-un, așa se numea, buletin Ager Press, și am găsit o știre care mie mi s-a părut interesantă, cam câte kilograme suportă podiumul catedralei, pavimentul catedralei Notre-Dame din Paris, prin mulți vizitatori care trec pe acolo. Fluxul acela de turiști. Mie mi s-a părut foarte interesant. Am pus știrea, dar buletinul de știri mergea la două filtre care aprobau sau nu. Dacă treceau de nota 7, să zicem, le aproba. Dacă nu, erau aruncate. Era urât de tot să pățești așa ceva. Și atunci, al doilea filtru, care era redactor șef adjunct, cam așa, domnul Iran, m-a chemat și mi-a spus, foarte elegant a fost omul totuși, mi-a spus, știi să faci chifteluțe? La care eu nu prea am înțeles întrebarea. De ce mă întrebați asta? Păi dacă tu dai asta, noi dăm asta pe post și dacă pe mine mă arestează, tu va trebui să vii să-mi arunci chifteluțe peste gard. Și mi-a scos, bineînțeles, mi-a scos știrea. Ce am vrut să subliniez, ca să nu mă ambalez prea mult în detalii, că erau niște limite, niște rigori și niște interdicții pe care trebuia să le respecti. Dar asta bine, n-a descurajat tânăra de atunci. Nu, că așa e normal. Și numai bine că s-a închis studioul de radio, am apucat și eu să lucrez din, cred că din 1 octombrie până în ianuarie sau februarie, și s-a închis studioul. Și apoi a venit Revoluția și ne-am întors, cred că absolut toți, cu două excepții, toți ne-am întors la radio. Oh, ce frumos! Și pe parcursul anilor, cum a evoluat activitatea? Munca, da, la munca. Radio. A crescut, a sporit entuziasmul. A fost ceea ce am spus. Sau au fost și momente de dezamăgire? Niciodată. Deci o meserie trăită la cote superbe, la cote de entuziasm. Poate așa mi-e structura mea. Am trăit cu entuziasm, cu bucurie. Fiecare moment. Au fost festivaluri de poezie, de literatură. Sau au fost întâlniri cu personalități în diverse simpozioane, dezbateri, cum se organizau. Au fost invitați la microfon la emisiunea, cred că cea mai longevivă emisiune a fost Viața Literară, pe care acum, cred că 3 ani sau 4 ani, chiar în democrație, de la București a venit hotărârea că este plictisitor
să se vorbească o oră. Deci o oră de vorbă la radio este plictisitoare. La radio. La radio. Și, mă rog, dar noi neavând imagini, așa au considerat ei. Și viața literară s-a destrămat. Dar am făcut-o 20 și ceva de ani. Vă închipuiți cam câți scriitori au trecut pe la microfon și se mai păstrează ce am mai reușit să... Există o fonotecă, vorbesc. Da, asta vreau să spun. Să selectăm, nu puteam păstra chiar totul, dar există în fonotecă, parcă așa am numărat, vreo 120 de nume de personalități din lumea literară, nu doar timișoreană, bineînțeles, românească, uneori și din străinătate, adică, să spunem, scriitori români din străinătate, și s-a păstrat. La acea vreme, Veronica Balaș scria când a intrat în radio? Da, după, radio. Da. Da, când făceam buletinul de știri, scriam reportajele literare din Orizont. Pentru că Veronica Balaș scrie și versuri, și dar scrie și proză. Ultima ispravă, ispravă făcută este această carte, 101 de poezii. Este foarte... și coperta este frumoasă, acum trecând peste subiectivismul că îmi place culoarea. Le mulțumesc este o coperta celor de la frumoasă. Editură. Este prezentată aici în premieră. Deci acum a apărut... E în premieră, este... Cartea a apărut la editura Academiei Române și nu cred că de două ori în viață asta am șansa asta. Este extraordinar. M-am bucurat așa de mult că m-au acceptat, pentru că și aici sunt niște trepte. Nu te duci, te prezinți și bună ziua, vreau și eu să public. Asta e un culunare, este o recunoaștere, este extraordinar. Da, trebuie niște recomandări. Trebuie niște recomandări? Ale unor academicieni care sunt în profil literar, care au citit volumul. Trebuie o prefață acceptată de către Academia Română. Trebuie un CV hiperselectat. Cred că m-au întors de 6 ori cu CV-ul, că eu... tot adăugam, știi, și ei tot ștergeau, că nu e un număr de pagini, sunt niște lucruri trebuie care trebuie respectate. Eu trebuie să spun că sunt fericită și onorată, e onorant pentru mine să da, se primesc cu dedicație. un exemplar, doar criticul Adrian din Urachieru, care este semnatarul prefeței și îi mulțumesc, și prietena mea, profesora Rodica Pop. Deocamdată n-am mai dat la nimeni. Este o antologare a poeziilor, schița bibliografică și o selecție a reperelor critice. Da, deci din mai multe volume sunt selecțiuni. Și este făcută, așa cum ai spus, de Adrian din Urachieru, făcută prefața. La final sunt niște referințe critice de la Cornel Ungureanu, de la Alex Ștefănescu, de la Cistelecan, criticul literar cunoscut, câteva selecțiuni. Directorul de la editura Vinea, care a scris o prefață la un volum de-al meu în română-franceză, a apărut la ei, și selecțiuni au fost făcute și din această prefață. Nicolae Olimpia Tsone, Berca, da. Ioan Marin Almăjan. Domnul Almăjan, îi mulțumesc foarte mult, pentru că dumnealui se leagă, toate se leagă. Vreau să fac o paranteză. Să știi că fiecare volum are o poveste. Dacă mă întrebi, aș putea să spun o poveste despre fiecare drum al volumului, pentru că îl scrii, dar nu știi care este destinația și parcursul. Pe cuvânt nu știi. Și cel puțin la mine s-au întâmplat adesea să fie lucruri pe care nu le-am prevăzut. Așa că închei paranteza și spun că domnul Ion Marin Almăjan, care mă onorează considerându-mă o prietenă de scris și într-un scris, mi-a făcut bucuria să scrie la un moment dat un articol care se intitulează, ieși pe Google, Veronica Balaj, argintul viu al literaturii feminine. Așa scrie și Veronica acolo. Balaj este, da, cred de eu, ce? Argintul viu al literaturii feminine. Da, de ce? Pentru că la un moment dat, cred că era 2006-2007, am venit de la Roma cu un premiu internațional primit la Palazzo Valentini, care arăta splendid, în sensul că o foaie de argint,
lipită de o catifea albastră, exact cum e fundalul aici, pe o casetă superbă, iar pe această folie de argint era scris în Veronica Balaj, premiu, nu știu ce, și motivațione del Giurio, era un citat dintr-o cronică apărută în Corriere di Roma, la volumul meu Fuga nel Cerchio, volum de poeme care a fost premiat. Și fiecare membru al juriului cu numele și semnătura. Și un fel de, nu știu cum să o numesc, aș purta-o și la gât, că e așa ceva rotund ca un fel de, da, interesant, tot din argint, pe o parte o carte deschisă, pe o parte numele meu. Și eu i-am arătat domnului Almăjan, bucuroasă, la care domnul Almăjan a spus, dar mereu văd câte ceva și nu spuneți la nimeni. Eu chiar am să mă supăr pe dumneavoastră. Dar domnul Almăjan, cui să spun? Nu mă pot duce la radio să mă prezint singură, mă mai prezintă colegii în niște emisiuni. Se mai scrie în presă, dar nu, parcă nu pot să fac așa un singur. Acum se face, să știți, acum de când cu Facebook-ul și YouTube, cu aceste, și cu... da, aceste posibilități de prezentare, orice hârtie pe care o primește cineva, diplomă de la un colț, de, eu știu, de bloc unde este o asociație, e prezentată spectaculos. Bine, acum ne prezentăm și bobul de mazăre din farfurie. Da, și atunci nu, exact, nu făceam prezentarea asta. Și atunci dumnealui a scris textul. Foarte, foarte frumos, dar pe de altă parte trebuie să spunem că este surprinzător și nu poate să facă asta decât un om extrem de dinamic, un om extrem de prolific, de creativ, un om bun și un om care se pregătește enorm. Să fii și jurnalist și să lucrezi în dinamica radioului, care da, are un ritm trepidant, că televiziunea... Într-o singură oră trebuie să fii în trei locuri. În trei locuri, exact. Dacă se poate. Multiplicat, dacă e, da. Da. Să și ai răbdarea, inspirația de a crea, de a te... Asta vine din două surse. Să nu obosești. Da, vine din două surse, că ai zis inspirația, puterea. Odată, trebuie să ai o bază culturală. Dacă nu o ai, eu așa consider, deși foarte mulți intră în literatură fără să cunoască măcar genurile literare, nu să citească. Consideră că dacă spui ce gândești, ce trece prin cap, deja e literatură. Deci, eu consider că trebuie să ai o bază culturală pe care o lărgești cu fiecare zi. Prinzi o informație, citești ceva în plus, nu se poate să stagnezi. Adică, totdeauna, curiozitatea este sursă extraordinară de hrană. Exact. Și a doua sursă ar fi datul nativ. Deci, dacă ai o oarecare mobilitate spirituală, să zicem, și intelectuală, dacă ești o persoană care ai posibilitatea ca mintea să se racordeze imediat la momentul respectiv și să poți să-l sintetizezi rotund și convingător, cred că asta spune foarte mult. Am avut experiența unor mărturii ale tinerilor studenți, predam la plata cu ora la jurnalism și la un moment dat una dintre studente mi-a spus n-aș putea să lucrez în această presiune că nu știu exact a doua zi ce eveniment trebuie să prezint și să întâmpin. Păi, și avea dreptate. Dar tocmai asta e farmecul. Da, dar nu putea, era structură... Da, era structură diferită. Bun, și când vine inspirația aia? Când te așezi să scrii? Când poți după... Când toată viața, în loc să merg să mă delectez, sâmbăta și duminica eu am scris. Cam așa am făcut. Sâmbăta și duminica eram mai liberă și... Dacă mai prindeam câte o după amiază... Pentru că, sigur, cei care sunt jurnaliști și nu au partea de inclinație sau n-au îndrăznit încă sau n-au văzut zona sau asta... Sau n-au chemarea, sau, da. Sau n-au chemarea sau nici măcar și-au pus problema așa să fie. E foarte interesant să vorbim de
Ce înseamnă programul acela riguros de care dar se nu, nu pot să spun că am un program fix. Că mă scol la ora 9 și mă așez la scris. Nu am așa ceva. La mine totul este în dinamic. Viața, ideile, inspirația, toate. Că, de exemplu, dacă ai o idee, o notezi? Nu. Nu? Nu. Rețin, minte? Da, rețin. Wow. Și unele vin, pare rizibil ce spun, dar dacă e adevărat, hai să fie o mărturie. Păi de ce de nu? Exemplu, volumul care nu l-am adus aici, dar care îl menționez cu mulțumiri multe pentru editura Junimea din Iași, care este un reper și care în plină pandemie mi-a făcut bucuria să îmi publice acest volum de versuri intitulat Cotidiene Pariziene. N-are nimic cu ziarul Cotidien Parisien care apare la Paris, pentru că eu eram la Ottawa și mi-aduc aminte perfect. În România era ora 3 noaptea, acolo era ora serii și eu urcam niște scări undeva la un mall, un magazin. Urcând scările alea, e foarte interesantă colaborarea cu ceea ce spunem noi spontaneitate sau inspirație, habar n-am cum să o numesc, îmi vine în gând pur și simplu, așa, Cotidiene Pariziene. Și eu zic, ăsta este titlul volumului la care scriu. Dar nu m-am gândit, pur și simplu mi-a venit în minte. Și atunci a trebuit să completez cu niște versuri care să intre în lărgimea titlului, nu-i așa? Și în semnificația titlului. Deci foarte interesant a fost. Sau romanul China lupilor l-am scris după ce a apărut titlul. Ei, aici chiar o să zâmbiți. Așa, cu înțelegere, vă rog. Făceam curat dulap. Dar mi-aduc aminte că nu m-am gândit la așa ceva. Și cred că se produc niște meta-legături mentale în urma unor acumulări de ani de zile. Experiența. Și care la un moment dat, poate că nu în momentul cel mai așteptat, ies la iveală. Și mi-apare acest titlu de Cina lupilor, eu având de fapt în lucru un roman în care voiam neapărat să respect numele bunicului meu din partea mamei, pe care eu l-am adorat și care a fost o personalitate, cel puțin pentru mine. Era bogat, director adjunct la o bancă, el mi-a lăsat moștenire, tablouri, pian, pădure, încă mai am pădure, sunt proprietară de pădure de la el, teren. Și nu numai pentru asta, pentru felul cum era el ca om. Și am zis că îi păstrez numele în carte, pentru că el, fiind mai altfel, nu-i așa? Cum se numea bunicul? Se numea George, dar ei l-au făcut George în Ardeal, Filimon. A suferit, normal, venind noul regim, i-au luat totul. Și eu de aia am rămas cu o sensibilitate, dacă mi-aș fi dorit ceva în viața mea, în plus ce nu am, mi-aș fi dorit multe case, pentru că bunicul meu a avut multe case. Și eu treceam prin târgul ăla și spuneam, magazinul universal, ăsta a fost al nostru, acolo a fost al nostru, eu n-aveam nimic, bineînțeles. Și faptul că a rezistat fără să se plângă vreodată, mie nu mi-a povestit nimic, eu știam numai de la mătuși anumite chestiuni, pentru mine a fost un exemplu. Și am zis că în memoria lui pot să, bine, am și mai fantazat, normal, dar am reiterat și unele adevăruri din existența lui și a ieșit acest roman Cina lupilor făcând un gest de restituție moral pentru mine, eu pentru mine, nu pentru altcineva. Și așa. Asta este asta înseamnă să și întorci ceva și asta ne dezvăluie o Veronica Balaș care din care, sau dinspre care răzbate pragmatismul jurnalistului, care tot l-am observat eu, modul acela de a surprinde, da, de a te racorda în permanență la realitate, da, da. De a face conexiunile, de a avea o analiză
și un spirit analitic foarte bun. Detaliile le dezvoltă jurnalismul foarte mult, mai ales cel de radio. Da, da. Și o structură bine organizată. O structurează bine radio, sintetizează. Da, radioul te ajută să sintetizezi. Deci mental așa m-a format, mai ales emisiunile în direct au fost, încât eu aș putea să-ți spun, după ce aveam o convorbire, cu puțină depășire sau așa, aș putea să-ți spun exact timpul cât am vorbit. Pentru că mai vreau să mai vorbim despre activitatea literară, pentru că este copleșitor de bogată. Da, pentru... mi-a adus foarte multe bucurii mie, conjunctura. Dar trecerea de la proză la versuri. A, și aici cum sunt se povești. Face trecerea? Eu am debutat cu proză în volumul, cum era atunci, volumul colectiv. Am scris primul roman, așa, n-a fost problemă, Sărbători amânate, că eu am spus că merg pe proză. Wow. Da, primul roman s-a numit Sărbători amânate. A trecut? Și era în 92-93, era în librăria Eminescu toată vitrina plină cu coperțile cărții, dar nu asta vreau să spun, ce înseamnă. Ieșisem din comunism, eram încuiați rău de tot. Era atât de colorată și frumoasă coperta cu un tânăr care se lasă îmbrățișat de o tânără, dar frumoasă coperta. Și Ion Laslow, singurul mare specialist, știe toată lumea, da, în editare, pe vremea aia, a mers la București, poate și cu alte treburi, desigur, și a făcut acolo coperta, că aici nu exista atunci posibilitatea tehnică, nu-i așa, să facă. Și când am văzut-o, mi-au izbucnit lacrimile și am spus, nu vreau, e o copertă de roman bulevardier, atât de veselă și de strălucitoare. Am fost foarte nepoliticoasă, nedreaptă, i-am cerut scuze după ani de zile. Am colaborat cu el ani de zile, bine, omul era de o subtilitate intelectuală încât m-a înțeles și nu m-a categorisit așa cum trebuia. Și deci vitrina era plină de acest roman și eu mă feream. Nu făceam o fotografie, îți dai seama acum ar fi fost Facebook-ul plin de așa ceva, pentru că mă gândeam, Doamne, o reiterare, e roman bulevardier, ce mai, așa arată. Deci asta apropo de primul roman. Și mai scrisesem Jurnal de Timișoara, o proză poematică, în care am notat ceea ce vedeam eu în zilele Revoluției. Nu am fost revoluționar, nu am fost, m-am ieșit și eu pe stradă ca toată lumea și notam ceea ce vedeam, dar m-a impresionat că fostul meu coleg, dirijorul de coruri Loții Cismaric, de la centrul de îndrumare unde eu lucram când a fost închis radioul, a fost primul împușcat, știți? Da. Și pe mine m-a impresionat, mă rog, nu apucasem până atunci să văd în realitate, mai ales în orașul meu, oameni care au murit împușcați, știi? Și de aia am scris Jurnal de Timișoara, care a fost tradus în franceză de Rodica Draghincescu și am trimis la o revistă din Belgia un fragment, pentru că așa se leagă lucrurile, de aia am spus, fiecare carte are un destin. Am primit de la revista respectivă invitația să trimit toată cartea, mi-au editat-o în Bruxelles, în franceză, m-am dus la Bruxelles, cred că de vreo 6-7 ori, pentru ca odată să mă cunoască, odată să punem la punct ediția, altă dată să facem corectura, altă dată să facem lansarea. Mă opresc la lansare. Lansarea acestui Jurnal de Timișoara s-a făcut la Maison de la Poezii, pe care nici n-aș fi visat-o eu. Era un afiș
iarăși spun, măcar o fotografie să fie avut. Atât a menționat România Liberă la București, ce s-a putut, un text care a fost trimis. Era un afiș în care era desfășurătorul, prezentarea, coperta cărții, și că vorbește unul dintre profesorii de la Bozart, de la Facultatea de Arte Frumoase din Bruxelles. Și știu că mă uitam și ziceam, Doamne, eu sunt aia, cum adică, despre cartea mea, eu venită din Timișoara. Vreau să spun că la această lansare, cu intervenții muzicale la oboi, cu eleganța de la Maison de la Paris, de la poezii din Bruxelles, cineva atunci a scris pe loc un poem, să zicem, dedicat martirilor Timișoarei, persoană care nu fusese niciodată în România și nici nu știa unde e Timișoara, iarăși altă greșeală de început. Puteam să păstrez poemul ăla. Nu. Am citit eu în română, ei au citit în franceză din acest volum, mi-au pus întrebări, am mers la Radio Bruxelles, unde am mai fost și altă dată pentru interviu, și a rămas povestea. Atât, povestea. Iar trecerea la poezie, că mi-ai zis cum, da, se cum trece. Se face trecerea? Nici n-aș numi o poezie, eu zic poeme, pentru că la mine fiecare are un miez epic, transmite o stare, dar spune ceva. Și s-a întâmplat așa, iar se leagă de radio, mereu se interpretează această conexiune, nu invizibilă, involuntară, poate. Deci aveam la emisiunea de 2 ore în direct intitulată Radio Cocktail o rubrică numită Caligrafii de buzunar. Așa m-am gândit eu. Și în această rubrică Caligrafii de buzunar vorbeam despre diverse lucruri. Puteam să vorbesc despre orice, despre zâmbet, despre mare, despre... Dar avea o tonalitate poematică. Și atunci recunosc Rodica Draghincescu, care era poetă, ea e avangardistă, ea mai îndrăzneață, mi-a spus, n-ai un text din ăsta să-l văd și eu? Da, am textul, te rog. Și începe să pună niște bare. Pune bare în anumite locuri și citește și spune, recunoști că e un poem. O, poem? Eu nu am să scriu niciodată poem. Nu, nu. Zice, nu ai dreptate. N-ai dreptate. Poți să scrii. Deci totul ține de înzestrare. Da. Au venit fără să cheme. Aș vrea să luăm o pauză, o scurtă pauză și revenim, pentru că mai avem ce să prezentăm și mai avem despre ce să vorbim. Mult, cred că am putea să povestim ore. Revenim imediat. Am revenit. Veronica Balaș este jurnalist și membru al Uniunii Scriitorilor din România, este alături de noi. Este o prezență extrem de plăcută. Eu mă simt așa ca în fața șemineului, stând și ascultând o poveste. Sunt fascinată, sunt cucerită și recunosc că eu nu simt că fac emisiunea. Eu simt că stau cu o prietenă la o cafea, lipsește cafeaua și timpul curge atât de repede că mi se pare că aș vrea să-l mai opresc, să mai acumulăm, pentru că povestește frumos, pentru că are de fiecare dată un miez, are ceva care transmite, obligatoriu ne transmite, ochii, urechile și mințile să le avem deschise. Și ne povestea cum că fiecare dintre cărțile scrise, fie că au fost de proză, fie că au fost poeme, că tocmai spuneam că nu le consideră neapărat versuri, au o poveste. Toate au o poveste. Tot Veronica Balaș semnează și o carte bilingvă, este poezii. Română-spaniole. Da, e o ediție foarte, foarte frumoasă.
Nu știu, da, se vede. Da, nu e meritul meu, e meritul doamnei editor Emilia Țuțuianu de la o editură care are și un nume frumos, editura Mușatinia. Cartea și are o poveste, normal, trebuie să aibă o poveste. Cartea a fost prezentată la Ambasada României din Madrid și cred că era a doua oară când eram la Madrid, că mai lansasem o carte de proză scurtă, Mătase și cafea rece elvețiană, la Madrid, la Universitatea Alcalá. Și sigur și aici ar fi foarte multe povești, că eu iubesc această universitate. Da, a fost interesantă și această întâlnire de la ambasadă. Nu știi niciodată cine e în sală. Da, am citit un poem care era îndrăgit, zic eu, sau a atras atenția în Israel. Deci am avut 3 volume traduse în ebraică și la primul volum în ebraică a fost lecturat un poem care se află și aici, se numește Happy Face, dar e vorba de fapt de cu totul altceva. Și citesc eu atunci poemul acesta scurt, Happy Face. Și la finalul prezentării un domn îmi spune, am fost jurnalist, ca să vezi, și sunt, mă rog, am și rude, sunt oarecum în două țări. Eu locuiesc și în Israel și acest poem, ca să vedeți cum se leagă lucrurile, are un motiv dintr-un cântec ebraic. Și eu am spus, nu-l cunosc. Deci de aceea le-au plăcut și l-au lecturat. Iar domnul respectiv l-a reperat imediat. Interesantă întâmplare. Găsim aici, pentru că nu am fi știut, dar sunt foarte multe volume despre care am putea să vorbim, ale Veronicăi Balaș. Vorbim despre câte? 30, peste 30 de volume, nu? În total, câte publicații? Cred că m-a rugat cineva să le număr acum, nu de mult. Da, ajung mai mult. Dar da. Și vorbim și despre membru al Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Canada, Asociației în Austria, membru, da, în Roma. Ei, deținător Roma, de premii. Experiență, da, Roma este, dacă ar fi fost să fie, să mai locuiesc vreodată undeva, cred că numai în Italia aș fi vrut. Da, la Roma există o academie, Academia Internațională Città di Roma, din 1919. Wow. Și am avut, nu știu, norocul, prilejul, conjunctura să fiu la niște întâmplări culturale ale lor, m-au făcut membru și așa. Tatuaj interior. Eu spuneam la un moment dat, asta este cât... Da, pentru că am aflat deja cât este de personal aici. E tatuajul interior pe care l-am primit cu toții în timpul pandemiei. Deci asta este o carte scrisă în timpul pandemiei, în care singurătatea devine personaj, frica devine personaj. Ce să spun... viața pe care o vrei din nou și acum, Doamne, iată, suntem fără măști și fără temeri, o vrem normală. Și erau adnotări nu chiar ordonat calendaristice, dar calendaristic legate de anumite momente din perioada respectivă. Din perioada de aceea e tatuaj interior, în sensul că ne-a marcat interior. Și sunt foarte... sunt și scurte. Văd... E proză poematică, de fapt. Da. Pornind de la ideea de jurnal, de trăire este interioară. Este ca un jurnal. Foarte interesant și are o dinamică extraordinară. Asta e... aici deja e actualizată. Sunt peste 40 da, de volume. Da, e actualizată. Da, da. Și... trebuie să spunem că Veronica Balaș s-a dus cu
fiind ambasadorul scrierilor tale în multe, pe toate continentele, să zicem așa, că din America, din Canada, da, volumele au fost lansate, da, inclusiv Asia, la New York, da, Asia, putem să spunem acum. Și Africa, că... am o carte tradusă, e o poveste și acolo, nu-i publicată, mi-a făcut o bucurie ambasadorul nostru în Tunis, în Republica Tunis. Eu am prezentat acolo o carte în limba franceză și dumnealui a rugat un poet din Tunisia de naționalitate arabă să traducă în arabă. Asta a fost surpriza care am primit-o eu acolo. O să vorbim un pic despre... Veronica Balas poate să fie un exemplu și poate să fie, este un etalon. Ar putea să fie un exemplu pentru foarte mulți tineri. Oare? De la jurnaliști până la da, pentru că nu-i puțin lucru să răzbați lumea. Nu-i puțin lucru și nu s-a întâmplat odată. Asta înseamnă recunoaștere. Asta înseamnă recunoașterea unei munci. Asta înseamnă că autorul respectiv pune și suflet, pune și minte și înseamnă că mesajele deja au depășit barierele. Mulțumesc dacă credeți așa. Păi poate, faptele vorbesc. Deci, deși Veronica Balas este de o modestie covârșitoare și... Nu știu dacă chiar sunt modestă, ba, da, dar cred că e învățată să vorbească despre alții. Mai recunosc câteodată ce am provocată. Făcut. Da. Aș vrea să vorbim un pic și despre restituiri culturale bănățene, cum o să mai vreau să mai vorbim, da, și despre ceea ce s-a scris la Montreal. Convorbiri cu personalități românești din Montreal din 2016, dar restituiri culturale bănățene este o este o carte care cred că n-ar trebui să lipsească de nicio bibliotecă a unui intelectual care apreciază lumea în care trăiește. E și vorba de ce? De, sunt, da, interviuri. Interviuri cu câteva dintre personalitățile marcante în domeniul literaturii care au fost la emisiunea mea Viața Literară. Sigur că am selectat doar persoane care nu mai sunt în viață ca să nu stârnesc animozități că pe mine nu m-ai băgat în seamă sau așa. Și sunt selecțiuni, sigur că da. De la Eugen Todoran până la Paller, Octavian Paller, trebuie să mai spunem că sunt câteva... E nepoata lui Blaga, Lelia Rugescu este soția lui Ion Barbu, după asta Gherda este Barbilian. Gherda Barbilian, asta voiam să spunem că sunt... Astea le-am realizat acasă la dumnealor. M-am dus la București. Noi erau la emisiune, Damian, dar au rezistat în timp. Da. Este extraordinar volumul. Și cred e că prefațat trebui... de Cornel Ungureanu și vreau să-i mulțumesc și cu această cale. Domnul profesor, cel care, dacă ar fi să-l legăm așa, cred că stă în... lângă foarte mulți dintre scriitorii, da, și multe, da, generații el de este, scriitori. I-a patronat pe mulți dintre noi. Părintele. Și cred că a fost și cel care a dat cât un imbold când a fost nevoie. Totdeauna. Uite, totdeauna. Și cu Grigore Vieru la da, Chișinău. Cu Grigore Vieru, care a fost premiat la un festival din Făget. Din Făget și eu am făcut interviu cu dumnealui și a fost o experiență extraordinară, cum a fost și cu George Uscătescu, despre care tinerii, că vorbeai de tineri, desigur nu știu, este personalitatea care a fost recomandată de Nicolae Iorga, imediat în perioada următoare a venit războiul, dar el a fost recomandat să aibă o bursă în Italia, la Roma, pentru studiu. A venit războiul, George Uscătescu nu s-a mai întors în țară, a rămas însă în Spania, a predat la catedra pe care o avea titular Ortega y Gasset la Universitatea Alcalá, de Alcalá, care zic că sunt legată și
place să vorbesc despre ea și aș vrea să mă mai întorc acolo. Și mai important a fost prieten cu Brâncuș. L-a vizitat deseori pe Brâncuș la Paris, pentru că erau din sate apropiate. Deci era născut într-o comună apropiată de Hobița. Și chiar acum, într-un volum apărut la inițiativa regizorului Ion Cărmăzan, care coordonează mai multe volume sub, să zicem, inițiativa sa și patronajul Uniunii Creatorilor de Teatru și Film, a apărut ca editor fiind Nina Cerano, un volum de câteva sute de pagini, Brâncuș, între real și imaginar. Și acolo am scris un text intitulat Joc de zaruri cu zeii, imaginându-mi cum George Uscătescu, mai tânărul prieten al lui Brâncuș, conversa și juca zaruri cu Brâncuș și într-o seară. Asta este foarte frumos. Deci, oameni buni, este vorba de restituiri culturale bănățene. Este un acum, volum foarte sigur, interesant. Nu toți au fost bănățeni, dar eu am fost oarecum, mi s-a sugerat să pun acest titlu, pentru că au participat la emisiunile din Banat. Bineînțeles. Da. Și acum ne ducem spre acest volum, Convorbiri cu personalități ăsta românești din volum, Montreal. E primul volum. A apărut la Montreal. Am trei volume publicate la Montreal, la editura Graphics, care conțin interviuri cu personalități românești din Montreal. Este scris împreună cu o poetă din Montreal și pictoriță, este Eva și jurnalistă. Ea zice jurnalistă publică în jurnalele din Montreal, dar e pictoriță și poetă și ea i-a contactat pe cei din Montreal. Eu n-aveam cum să-i cunosc pe toți, că eu nu locuiesc acolo, nu-i așa? Da, da, da. Și așa făceam drumurile de la Ottawa la Montreal, deci din capitala Canadei până la Montreal. Păi nu-i puțin lucru. Nu e mult, o oră jumate, două ore de mers. Nu e, adică la distanțele care sunt în Canada și... Nu e dar mult, o oră jumate, două ore, n-a fost mult. Dar oricum nu este... Ai stat ceva? Da, păi trei volume au apărut în 2018 și al doilea și 2019 al treilea, chiar în ajun de Crăciun în 2019, înainte de a ști noi că vine pandemia, în 17 decembrie la Montreal a fost lansat volumul al treilea. La volumul 2 în 2018 am avut surpriza ca primăria din Montreal și asociațiile românești din Montreal să-mi acorde o medalie, la care eu chiar am o fotografie în care sunt atât de uluită, mi-au atârnat medalia aia de gât și mi-am zis, eu pentru cine, ce contez eu pentru ei să primesc la primăria din Montreal? Și mi-au explicat pentru faptul că ei, într-adevăr, ei țin la fiecare fragment de cultură care, nu contează cărei naționalități din teritoriul Canadei aparține, dar se integrează culturii canadiene și ei prețuiesc asta pentru că nu-și permit să piardă niciun fragmentel de cultură, iar cărțile acestea, fiind apărute acolo și având o conotație importantă, de ce? Că sunt personalități, explic imediat, care au contribuit într-un domeniu sau altul la bunul mers al culturii canadiene sau al științei canadiene, și toate aceste volume sunt, cum am spus, fac parte, scrie și acolo, trecut în arhivele naționale ale Quebecului. Dacă ar fi să vorbim acum într-un mod realist, suntem doi oameni care au parcurs ceva perioadă din viața asta, au parcurs ceva perioade diferite de evoluție, cartea devine o prezență din ce în ce mai rară.
Și cu atât mai mult suntem nostalgici, o prețuim, suntem nostalgici după asta, s-ar putea să devenim de-a dreptul vitregiție. Da, te gândești la concurența cu cartea online. Da, spre ce se îndreaptă cultura acum? Cum o vezi? Ca jurnalist? Ca jurnalist. Eu am... atâta optimism și eu. Încât transfer și în zona aceasta, pentru că veacurile au dovedit că orice dram de cultură a dus mai departe omenirea. A fost un plus. Nu mult, poate nu puțin, dar a fost un plus. Și a creat acel echilibru. Și acest plus contează și se pare... că nu dispare. Se pare că chiar dacă e în concurență, chiar dacă este în perioade de pericol, că au fost, nu-i așa, s-au ars căderi în mari care... biblioteci, au fost dezavoate curente literare, oameni importanți și totuși, se pare că e un destin al curajului legat de existența culturii. Nu mă refer, desigur, numai la cărți. E vorba și absolut de tablouri. Sunt atâtea tablouri valoroase în lumea asta care au fiecare o poveste. Și se pare că chiar aceste modificări, transformări, nu chiar le pun în pericol. Le atrag atenția lumii. Vezi că s-ar putea să. E bine să. Și eu merg pe ideea că chiar dacă sunt biblioteci online, să zicem, nu va dispărea de tot. Bine că sunt. Dorința, bine că sunt, sigur că da, să fie o alternativă, dar nu va dispărea de tot ceea ce a statuat de la început ideea de carte, nu? Tiparul. Scrierea, nu-i așa? Mare emoție ai în fața unei, te duci la un muzeu și vezi un manuscris, nu? Deja, dacă ești om de cultură și dacă nu ești și înțelegi ce înseamnă rezistența în timp, deci rezistența unor litere, fantazând, poți să spui că literele alea transmit ceva din energia, din gândul, din simțirea autorului, a epocii, a vremii și așa mai departe. Deci nu se poate să nu fie. Rezistă. Hai să mergem pe ideea de rezistă. Și dacă este să ne ducem să mergem un pic mai departe spre noile generații care schimbă un pic structura, se metamorfozează un pic cultura. Da, sigur că da, sigur. Toate etapele importante și toate epocile au avut așa ceva. Sigur că da, unii sunt șocați și resping un anume tip de poezie. Alții încearcă, mă refer și la critica literară, nu doar la scriitori, să explice, să-i salveze. Sigur că e un experiment. Experimentele au și ele o viață. Unele rezistă, altele nu. Altele devin încercări pure, altele devin puncte de referință, dar sunt necesare și nu pot fi evitate în istoria unei culturi. Fără înnoiri nu se poate. Aș cita, aș apela la cunoscutul dicton latin, dar verificat. Eodem sed aliter. Asta înseamnă același, dar altfel. Deci esența se păstrează. Esența de a crea, că vorbim de creativitate, și se transmite altfel, în alte formule și structuri artistice. E o lege care s-a verificat, eodem sed aliter, și trebuie să o acceptăm, iar noi facem parte doar dintr-un fragment. Normal. Așa că mergem mai departe, iar apropo de jurnalism, că nu putem să nu avem cum să nu vorbim să și nu despre vorbim. Asta. Am să-l citez pe Valerii, care spunea atât de frumos că știrile, deci informația imediată, e asemănătoare cu spuma valurilor. Dar jurnalistul
și extinde, îndrăznesc să extinde omul și omul de cultură, de litere, de scriere, este interesat de întinderea mării, de esența mării. Așa încât aceste știri, care îs și ele nu doar coloratură existențială, fac parte din viața noastră cotidiană, spuma aceasta a valurilor, de care e interesată lumea informațiilor imediate, a știrilor, a buletinului de știri, e legată tot atât de bine de esența existenței, pentru că în fond jurnalistul, toți la un loc din lumea aceasta, scriu sau vorbesc despre istoria prezentă. Istoria capătă o expresivitate prin jurnalism. Vor sau nu vor să accepte toți, dar ăsta e adevărul. Adică vorbim despre importanța profesiei, da, și acestui domeniu. Se selectează esența, cotidianul are zilnic o pagină de istorie a sa, vorbită vizual. Dacă e vizual, atunci e evenimentul salvat de uitare. Dacă e vorbit, unele da, și unele acolo nu. Se salvează, dar dacă este scris, iarăși e salvat. Deci jurnalistul scrie istoria contemporană și o istorie a clipei, pe care noi nu o știm prețui imediat. Asta e, n-am avut niciodată acel exercițiu de a aduna clipele la un loc și de a le face. Dar jurnalismul le reușește, le adună, face chestia asta. Așa este, dacă am avea și înțelepciunea să știm să le adunăm pe toate la un loc, așa, cu bune, cu rele, cu jurnalism făcut cu o anumită conștiință, cu jurnalism făcut chiar în afara anumitor reguli. Dar până la urmă fac parte dintr-o istorie. Dacă apelăm la Eminescu jurnalistul, vom obține imaginea acelor epoci. Vremii. Da, exact, da. Acele epoci. Emisiunea s-a apropiat. M-am simțit că se încheie, da. Da, e incredibil cât de repede a trecut. Mulțumesc foarte mult și ziceai de modestie. Uite, nu vreau să fiu modestă, vreau să spun că acum, în clipa asta, ar fi nedrept să trec peste momentul în care am primit trofeul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, trofeul de excelență. Deci cu plecăciune și cu mare. Ar fi nedrept. Eu trebuie să le mulțumesc. Da, mulțumesc celor care m-au ales, m-au premiat. A fost o concurență la nivel de țară. Nu m-am așteptat când am văzut că e chiar trofeul de excelență. Chiar spun că m-a încununează m-a impresionat. O viață și un om care și-a dedicat viața, existența, energia acestui domeniu și acestei profesii. Recunosc. Dar mai sunt și alte premii, inclusiv literare, trebuie să vorbim. Pentru că vreau să terminăm în nota asta. Oricum am fi terminat. Nu știu de ce mergem tot așa pe o linie unul la unul. Ascendentă, da? Da, noi tot avem... nu aș fi terminat emisiunea fără să aduc, să amintim și să vorbim despre premiile pe care Veronica Balaș le are. Spuneam la un moment dat că cărțile au străbătut lumea. Granițele sunt inexistente pentru cărți. Au fost traduse în vreo 8-9 limbi. Ceea ce e bine. Ceea ce nu este puțin lucru. Și să scoți o carte la Academia Română, la editura Academiei Române, este un lucru pentru un scriitor. Da, mulțumesc întregului colectiv, pentru că au lucrat chiar academic cu mine. Cum ar putea să lucreze Academia Română dacă nu academic? Și vorbim despre premiile Veronicăi Balaș, care sunt multe. Câteva care au însemnat ceva. Din diferite colțuri ale lumii. Câteva care au însemnat ceva, așa, la repezeală să spun. Doamne, hai să încep cu Baltazara, pentru că
sunt niște persoane, scriitori, scriitoare din București, care mie îmi spun ce mai faci, Baltazara. Am preluat numele personajului. Am luat premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timișoara, și premiul de excelență și atunci. Baltazara s-a plimbat, a fost tradusă în italiană și a fost prezentată la Roma într-un fast incredibil. A fost la New York, doamna Baltazara, a fost la Viena și în fiecare loc unde a fost a primit câte un premiu. Bun. Romano Baltazara, asta da, ca să închei da, repede. Da, da. M-aș referi la un alt premiu care pe mine m-a marcat și l-am amintit în trecere. Premiul internațional Don Luigi Di Leggero de la Palazzo Valentini din Roma, 2005 cred că a fost. Premiul din Israel, Cernela Albastră, la prima lansare, la a doua lansare făcută la Ierusalim, Tel Aviv și Haifa, au fost alte premii. Am rămas legată de acesta pentru că la ei lansările de carte se fac cu inserții muzicale și faptul că au venit reprezentanții ai filarmonicii din Ierusalim la o lansare de carte a unei persoane venite din România. După aia mi-am dat seama că, de fapt, nu eram eu rara avis. Asociația Scriitorilor de Limbă Ebraică din Ierusalim și domnul Menachem Falek, care a făcut traducerea, primește acum mulțumirile mele din nou. Ei au o secțiune, se numește Externă, și invită mereu câte un scriitor din altă țară căruia îi traduc cartea. După mine venea o scriitoare din Olanda, deci să nu se creadă că numai pe mine m-au ales, erau așa, mai mulți. Am zis premiul Cernela Albastră din Israel, aș zice încă un premiu care pe mine m-a tușat extraordinar la Madrid, iarăși vorbesc de Alcala, la lansarea volumului Mătase și Cafea Rece Elvețiană. Fac o paranteză, titlul pare ciudat, dar dacă cineva citește prozele, că e proză poematică, va înțelege, este doar o parte din ceea ce am putut eu să scriu în urma studiilor făcute la Universitatea Neuchâtel din Elveția. Am făcut studii acolo și fiind studenți din lumea largă, studii doctorale fiecare, m-au inspirat. Închei și cu asta. Doar atât adaug că la acea lansare și premiul care mi l-au dat, la un moment dat mi s-a spus să așteptăm o clipă pentru că mai au ceva de adăugat și lângă steagurile celor două țări m-am pomenit cu un sculptor căruia îi fusese adresată, mă rog, rugămintea, să sculpteze ceva pentru mine. A sculptat într-un lemn de Africa, cu actele doveditoare atașate, un vultur și pe ghearele vulturului era scris numele meu. Wow. Ori asta, sigur că m-a marcat. Deci oamenii s-au pregătit știind că vin, fără să spună, hai să mai scăpăm și de asta, că ne plictisește. Impresionant. Impresionant. Da, și nu te poate lăsa chiar indiferent, nu-i așa? Nu, astea n-ai sunt, cum. N-ai cum. Sunt și lucruri care te marchează. Și pentru asta suntem recunoscători și îți dorim să ai... Mulțumesc. Același spirit, argint viu. Mulțumesc foarte mult. Așa cum spunea domnul Almăjan. Mulțumesc foarte mult. Și aceeași dragoste pentru jurnalism, aceeași putere de a le fi și altora exemplu. Eu cred că atât scriitorii tineri sau cei care vor să se apropie de zona aceasta și simt că au chemare, să aibă curajul, pentru că uite cum te găsești, cum te cheamă, cum meseria. Și, da. Și iar cei care îmbrățișează meseria de jurnalist au un exemplu viu aici de ce înseamnă să-ți păstrezi tonusul și ce înseamnă meseria asta făcută pentru o viață, înseamnă o profesie din care pur și simplu îți iei energia și care e ca un dinam, te încarcă în permanență. Da, da, dacă o iubești și în general cine... De ce n-ai iubi meseria de jurnalist? Da, asta zic, dacă ai îmbrățișat-o. Dacă ajung...
în radio, să știi că foarte mulți și rămân. Și televiziune. Și de televiziune nici nu mai vorbesc. E un microb. De televiziune nici nu mai vorbesc. Da, da, este, este ceva care te marchează. Te acaparează. Te acaparează și nu prea poți să o părăsești. Mulțumesc tare mult, Veronica Balaș. Eu mulțumesc. Sănătate, multă inspirație, multă energie și să ne vedem curând. Mulțumesc foarte mult că această carte nouă a fost promovată aici la Q-Arena. Eu o să o mai arăt încă o dată și să spunem că 101 de poezii este... Este o colecție, o colecție a editurii Academiei Române. Și tot de aici desprind ideea că cine dorește să achiziționeze volumul din ciclul de 101 de poezii, da, este rugat să contacteze editura Academiei Române. Da, ei pot să o facă. Da, pot să o facă. Deci asta da. ca să știe și publicul și cine vrea să intre în posesia acestui volum. Și sunt mulți autori importanți ai istoriei literaturii sau contemporani care pot fi achiziționați în volum, în aceleași condiții. În aceleași condiții. Da. Mulțumesc tare mult! Eu mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră și vă dorim să vă fie bine!